Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Fredbear and Friends Left to Rot. Astăzi vom continua de unde am rămas data trecută. Suntem undeva într-un dormitor și dintr-o parte și din alta vrea să intre un animatronic în cameră. Nu știm exact ce vrea de la noi, dar urmează să aflăm, așa că nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți episoade cu FNAF. O să dăm aici pe continue și hai să vedem dacă reușim să trecem. Aș prefera să apăsați butonașul de like, să-mi dați acolo un pic de încurajare, pentru că ce urmează să se întâmple aici e destul de nasol, să zic așa. Dar hai să vedem. Deci noi trebuie să deschidem chestia asta suficient de mult și de asemenea să învârtim de chestiuța aia din spatele acestei jucării. Dar o să vină și GG-ul ăsta care tot se uită pe ușă. Și n-avem ce să-i facem decât să încercăm să-l oprim. Când face chestia asta, trebuie să învârtim iarăși de chestia asta. Iarăși să ne uităm că sigur a venit iarăși. Deci iarăși. Și să încercăm să ridicăm chestia asta pe cât de mult posibil, în așa fel încât să putem să ieșim din camera asta. Eu îmi dau toată silința și voi încerca, dar nu promit că voi reuși. Ok. Bă, n-a venit încă. Trebuie să ții chestia asta învârtită, pentru că dacă nu ții învârtită, sigur o să-ți sară jucăria asta în față și o să te sperie. Dar, da, aici necesită foarte, foarte multă concentrare în mare parte. Și am auzit că Scott nu va mai lucra la jocurile FNAF. Dar foarte mulți dintre voi îmi spuneați că gata, nu o să mai lăsați niciun FNAF de acum încolo. Ceea ce nu e chiar adevărat, pentru că din ce am înțeles, Scott va lăsa seria FNAF pe mâna cuiva în care are încredere. Cel puțin asta am văzut eu că a spus. Așa că, tehnic vorbind, seria FNAF va continua ca și până acum, doar că el nu va mai avea de-a face cu ea. Într-un fel e trist, pentru că el e capul seriei, să zic așa, el a gândit FNAF, universul acesta. Dar dacă stai să te gândești, totuși e bine, pentru că e posibil să lase seria pe mâna celor care au făcut seria VR, adică jocul VR. Și jocul ăla chiar a fost bine făcut, adică mie mi-a plăcut. De asta zic că s-ar putea să nu fie chiar rău și să nu fie o problemă atât de mare. El a spus că vrea să petreacă și el mai mult timp cu familia, cu copiii lui, care are destul de mulți copii din ce am înțeles. Deci trebuie să-l înțelegem și cu siguranță să apreciem faptul că ne-a adus atâta bucurie cu seria FNAF și uite, încă ne jucăm. Eu mă joc acum fan game-uri, adică asta e făcut de un fan. Ai făcut atât de bine, încă zici că e oficial, știi? Da. Na, hai să încercăm să ridicăm asta și mai sus puțin. Ok, nu vreau să risc, pentru că... Ați văzut? Aici e. Aha. Știam eu, șmechere. Bun. Învârtim puțin. Încă n-a venit. Îl așteptăm să vină. Ai băiatul. Bine. Mai ridicăm puțin. Și am trecut noaptea. Și am intrat prin vent, practic, noi acum. Suntem... avem exit aici. Oh my god! Și a fost asta? Cred că asta trebuia să se întâmple, nu? Ok, press space to begin the tape. Wow, ce se întâmplă aici? Unde suntem? Press space to open the suit. Oh, ok, chiar trebuie să-l deschid. Wow, așa se deschide? Păi și pe unde intri? Prin gură? Aparent am intrat prin gura lui. Hold space to lower the suit. Oh, mi-l pun pe cap. Ia. Ok. Sincer să fiu, chiar și dacă aș lucra la această pizzerie și mi-ar spune intră în costumul de Freddy, eu mi-aș da demisia în prima secundă, aș pleca de acolo imediat. Ok, aparent avem niște manete prinăuntru, niște spring lock-uri, ceva. Ok. Băi, de ce se vede așa? Vedeți cum se vede? Ce se întâmplă? Bă, a început să meargă singur, eu nu făceam nimic. Și respira așa, l-ați auzit? Ok, test room 2. Oh, ce e asta? Click to disable power. Poți să închizi power, poți să spui masca pe față. Ok. Use the fan. Deci folosești ventilatorul. Oh, e cu camere! Oh, nu!
Deactivate ventilation. O, asta e rău. O, asta e rău. Și trebuie să pui asta la gură. A, toxicitate. Uite, ai toxicitate sus. Și scade în funcție de... Na. Care-s venturile? Asta e ventul și... A, astea roșii sunt venturile. Fai, dar asta mi se pare... Și trebuie să stai aici să-ți scadă toxicitatea. Ai 6 minute pe care trebuie să le petreci aici. Alături de minunații. Păi dacă e cineva în vent, eu trebuie să dezactivez ventul, bănuiesc. Ok. Și dacă e cineva acolo, trebuie să închid lumina, cred. Și în rest trebuie să am grijă să fie toxicitatea, să nu urce prea tare. În rest, camerele astea nu știu pentru ce sunt. Eu cu ce mă ajută? Ok, nu-i nimeni acolo. Ba, am auzit pe cineva în vent. Oh! Am dezactivat ventul și am zis să-l activăm la loc. Se poate? Activate. Oh, toxicitatea! Bă, mi-a crescut toxicitatea aia 100%. Deci trebuie să ai grijă pentru că atunci când închizi ventul... am înțeles. Hai să dăm pe tips puțin să vedem. Deci în noaptea asta, Rotten Bonnie o să apară în spatele biroului. O să vină din ce în ce mai aproape de birou. Până când la un moment dat o să intre înăuntru. Când intră înăuntru, folosește ventilatorul pentru a face o frecvență joasă care îl face să plece. După aia, rotăncica pe care am văzut-o în venturi, o să intre în ventul din dreapta. Când intră, dezactivează ventilation-ul. Este un sunet când ajunge în vent. L-am auzit, că de asta m-am și uitat în vent inițial. Și Rotten Foxy o să apară la... deci Rotten Foxy apare la... la ușă. Când ajunge, închide lumina instant. Ok, deci practic ăștia sunt. Rotten Bonnie o să apară at the back of your office. Deci vine în spatele biroului. Asta doar trebuie să dai drumul la ventilator. Dar nu știu cum îmi dau seama că vine. Adică... în spatele biroului. Nici nu știu cum o să fie chestia asta. Dar trebuie toxicitatea să ai grijă mare, mare de tot. Și gen, îți crește mereu. Adică n-ai cum să o oprești. Și dacă dai ventilation-ul, va. Deci trebuie să stăm în mare parte, trebuie să stai cu masca de gaze pe față. Și doar să te uiți așa, razant. În rest, stai cu masca de gaze pe față. Te mai uiți puțin pe camere. Cred că asta ar fi strategia, știi? Când spui masca, nu știu Bonnie de unde vine. Uite, de ce crește toxicitatea? Nu scade instant când ți-ai pus masca. Uneori scade instant, uneori nu. Ok, ne mai uităm și acolo. Mă uit în venturi și aici, că în altă parte n-am unde, adică... Și în venturi chiar trebuie să te uiți dacă auzi sunetul ăla în mare parte. Adică... Nu știu, că ar trebui să mă uit non-stop în venturi. Trebuie să te uiți în partea aia, că aici poate să vină Bonnie. Deci aici vine Bonnie. Și în față vine Foxy. Deci cam asta e situația. Și trebuie să rezist 5 minute. Destul de mult. Oh my god. Hai, du-te în jos. Ok. Oh-oh. E Bonnie acolo. Cred. Eu folosesc ventilatorul, dar nu pleacă. Tot folosesc ventilatorul. Oh my god! Nici n-am văzut-o pe Chica, doamne, că mă uitam la Bonnie că s-a ascuns în fața acolo. Stai să văd dacă chiar s-a ascuns sau dacă era doar fundalul. Nu, chiar s-a ascuns, era aici. Ok. Venturile cum stăm. Ok, ok. Am auzit pe cineva. Ok, hai să vedem repede aici. Activează. Posibil vent iarăși. Nu. Toxicitatea. Închide luminile. Ok, hai Foxy, sper că ai plecat. Run complete, nu-mi vine să cred.
Mi-a luat o grămadă camera asta, frate. O grămadă mi-a luat. Nu vine să cred că am reușit să trec. Sincer vă zic, begin tape. Hai să vedem. Trebuie să cureți costumele pentru că se murdăresc, cred. Ok, văd că e dezasamblat. Bă, nu știu, voi răspundeți-mi la întrebarea asta. V-ar face plăcere să lucrați în pizzeria lui Freddy? Că mie personal nu, în nici într-un caz. Adică nu m-aș vedea lucrând în această pizzerie nici oricât de mulți bani mi-ar da, nu m-aș duce să lucrez aici nici vorbă. Numai să văd animatronicii ăștia. Ok, vorbește asta pe tape. Hai să vedem ce avem de făcut. Go ahead. Ok, deci o să trebuiască să facem ceva. Să-l dai cu spray. Ok, am dat cu spray costumul și acum lucește puțin, parcă? Remember to smile. Să-ți aminte să zâmbești. Da. The final test. Ăsta este destul de greuț. Prin simplu fapt că trebuie să cauți un animatronic care trebuie să deschidă ochii și să închidă. Și când sunt deschiși, adică luminoși, nu ai ce să-i faci. Trebuie să aștepți să se închidă ochii și atunci poți să-i dai return. Și practic așa poți să-l muți. Dar momentan nu am ce să fac decât să aștept. Trebuie să aștept, trebuie să mă și uit acolo. Hai! Și imediat cum se sting ochii. Sunt atent. Sunt atent, dar poate să vine ceva să mă și sperie în timp ce mă uit pe cameră. Gata, am dat return. Ai bilețelul ăsta în caz că apare ceva aici. Și ai cablurile astea în caz că vine ceva din laterală. Deci, locate, e în camera asta, ne uităm la ochi. L-am electrocutat acolo, pe ăla că dacă nu te sperie. Și acum ar trebui să-și închidă ochii din secundă în secundă, sper. Am, frate, închide ochii ăia. Uite-o că nu-i închide. Gata. I-am dat return, l-am văzut și pe băiatul ăsta alalt. Hai, dăm locate unde s-a dus, în camera 3. Are ochii închiși, return. Return, haide. A mers, cred, sper. Locate. Nu mai am baterie la chestia aia. Trebuie să aștept să se încarce. În camera 2 avea ochii închiși, dar trebuie să mai vezi și celelalte chestii care se întâmplă prin jurul tău, pentru că te poți speria și ăștia alți. Ia uite-l, mă. Hai, închide ochii. Închide ochii. Hai că ți-e somn. Ia uite, mă, mi-a stricat toată șmecheria. Gata, return. Perfect, locate. Unde s-o fi dus? E aici. Are ochii închiși. I-a deschis. Aoleu, trebuie să fii pe fază rău de tot. Închide ochii. Din partea cealaltă nu cred că poate să vină ceva. Nu știu. M-am interesat și eu cât am putut. Ok, a plecat. Unde s-a dus? Locate. Am venit aici acum. Return, are un chinchiș. M-a apăsat. Nu, biletul. Să-i pui biletul în fața lui ăsta. Asta trebuie să-l electrocutezi. Unde e? Aici a venit. Ok, trebuie să dăm return iarăși. Ăla are biletul în față. Stă și citește biletul meu. Nu cred că scrie nimic pe biletul ăla, să fiu sincer. Hai, știu că pot. Știu că pot să termin nivelul ăsta. Dar nu știu unde s-a dus el. În camera asta, return. Am dat return, deși nu știu dacă... În camera 7 acum. Aș putea să dau return, dar... și-a deschis ochii exact când nu trebuia. Am, unde ești? Locate. E aici, doar că i s-au stins ochii. Ok, ăsta așa. Locate, camera 6. Are ochii deschiși, am văzut. No. Ok. Îi văd ochii. Ne-am dat reboot, deși nu știu, dar avea ochii deschiși.
O să plece la un moment dat. Asta e faza nasoală dacă îți ratezi chestia. Avem iar și reboot. O să camera 18 acum. And a return. Asta trebuie să vină încoace în curând. Locate. Camera 3. Avea ochii închiși. Nu, lasă-mă cu chestia asta. Nu mă închideți ochii aia. Uite puțin, stă cu ei larg deschiși. O să stau aici să aștept puțin. Poate și închide. Aia zic. Camera 2-a. Să închiși. Să închiși. Yes, l-am nimerit. No. E aici acum. Încă un return. S-au deschis ochii. Mai trebuie un return. Cred că suntem bine unde suntem acum cu el. Ca și mai nimerim cu un return. Nu, reboot repede. Hai, închideți ochii aia. Cât mai ai de gând să-i ții deschiși? Gat! Asta a fost. Trebuia să-l duci până în capăt. Știi, ceva de genul ăsta. Mamă! Ce a fost asta? Wow! Ok, nu știu ce se întâmplă, vă zic cât se poate de sincer. Nu vedem o dată acolo, 1980 și ceva. Ce se întâmplă? Nu pot să fac eu nimic aici, adică ce vedeți voi, asta văd și eu. Se apropie de cameră. Ești bine? Nu știu dacă e bine sau nu e bine. Tragic ending! Că m-a prins! Deci asta a fost tragic ending, interesant! Per total mi-a plăcut foarte mult jocul, se apropie extrem, extrem de mult de jocurile originale și acum avem și posibilitatea de a avea extrauri și minigame-uri și tot felul de alte nebunii. Dar da, ăsta a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă vreți să faceți celelalte ending-uri puteți să vă jucați, jocul este gratis și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!